Faptele Apostolilor, capitolul 8, și începem citirea de la versetul 26. Și după citirea textului din Sfânta Scriptură, rog pe fratele Bogdan și pe fratele Bahnean să ne conducă în rugăciune la tronul lui Dumnezeu. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere, la împărăteasa Candace, a etiopienilor și îngrijitorul tuturor viseriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip i-a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, și Domnul să dea har bogat peste cuvântul său. Amin. Ne rugăm Domnului. Uităm și pe cei care prin internet privesc programul de închinăciune din dimineața aceasta și să nu uităm, salutarea noastră e la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58, unde Apostolul Pavel, după ce vorbește despre puterea învierii Domnului Iisus Hristos, puterea pe care a pus-o la dispoziția sfinților săi, ne aduce aminte. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Din textul pe care l-am citit în legătură cu botezul care are loc pe un drum pustiu, într-un loc fără multă lume, un drum care este pustiu, așa cum i-a spus îngerul lui Filip, să se scoale din Cezarea și să meargă spre Gaza, spre Marea Mediterană. Gaza era pe vremea aceea la câțiva kilometri depărtare de mare, azi chiar un port, și poate ascultăm pe la știri câteodată despre Gaza Strip, îngustă zona aceea cu atâtea probleme a Gazei. Și Filip s-a sculat și a plecat. Dumnezeu lucrează în mod diferit de cum gândim noi.
Filip era într-o vreme în Samaria și în Samaria a avut loc o trezire spirituală și mulți au venit la Hristos Domnul. Poporul era mare la număr, cei care și-au predat viața Domnului. Și Dumnezeu găsește cu cale să-l ia de acolo unde era multă lume și era o înviorare spirituală cum n-a mai fost niciodată și să-l îndemne pe Filip să meargă și îi spune: du-te înspre Gaza, în locul, pe drumul acela care pogoară spre Gaza, care este pustiu. Dintr-un loc cu entuziasm pentru Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, îl ia pe Filip ca să meargă pe un drum pustiu, pentru că acolo era un etiopian care îl căuta pe Domnul. Și spun că e probabil un text care ne uimește în legătură cu planurile pe care Dumnezeu le are. Și de multe ori sunt diferite de planurile noastre. Și la un botez, pe un drum pustiu, aș vrea să medităm în câteva minute pe care le avem la dispoziție. Filip se pare că are o singură predică, sau mai bine zis, un singur mesaj în predicile sale. Pentru că găsim aici că Filip a predicat la versetul 8, la versetul 5. În Samaria, Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Ăsta e mesajul lui Filip. Predica a fost despre Hristos și despre lucrarea pe care o are Duhul lui Dumnezeu în Samaria. În textul nostru, la versetul 35, atunci Filip a luat cuvântul și a început de la scriptura aceasta din care citea famelul și i-a propovăduit pe Hristos, aceeași predică. Noi ne ferim, de fapt, să repetăm predicile. Și mi-aduc aminte de un frate care spunea că se ferește să repete predicile. Și uneori auziți așa: v-am mai spus asta, dar mă scuzați. Și fratele acela spunea: nu obișnuiesc să dau conserve de la amvon. Adică ceva ce s-ar putea să mai fi mâncat din ele. Ceva proaspăt. Și întotdeauna cuvântul are profețime, chiar dacă e aceeași predică. Când se vorbește despre Hristos, e frumusețe, e har, e binecuvântare, e cerul coboară peste noi. Aici e iarăși un lucru interesant, că Filip cetea deja, a fost la Ierusalim, se întorcea, și la Ierusalim și-o fi cumpărat un sul din cele care se vindeau la templu, probabil cu bani mulți, și era prorocul Isaia și citea din Isaia 53, suferințele Domnului Iisus Hristos. Și cu asta începe Filip predica. Înțelegi ce citești? Desigur, mă gândesc așa, deși nu e un amănunt pus, dar era în limba greacă, era Septuaginta, un text din preoții care au tradus Biblia din evraică în greacă la Alexandria, în Egipt. Înțelegi tu ce citești? Și cu toate că citea și înțelegea ce citea, era ceva de mirare și întreabă el: despre cine vorbește, că nu se explică? Că fața era așa de schimonosită că îți întorceai fața de la el, cel care suferea. Era atâta suferință și Domnul a găsit cu cale să îl zdrobească prin suferință. Despre cine vorbește textul acesta?
Și deși mă gândesc că înțelegea bine ce citea, totuși nu înțelegea miezul textului. Și cu ocazia aceasta, Filip a prins curaj și când îl cheamă famenul înăuntru, în carul acesta, și probabil că erau o caravană de care îl întorcea și se întorcea în Etiopia, Filip începe să-i predice pe Hristos Domnul. Și predică, probabil iarăși, în limba greacă. Filip știm că e din partea de nord a Țării Sfinte și acolo se vorbea limba greacă. Și îi istorisește viața Domnului Iisus, îi vorbește despre tălmăcirea textului pe care o citea și famenul înțelege. În săptămâna trecută a fost fiul Alex la noi și a văzut-o pe Carmen că strânge fărâmiturile cu mâna de pe masă și a doua zi vine cu un aparat, cum zic americanii, a contraption din acestea moderne, un aparat ca să strângă toate fărâmiturile de pe masă. Carmen toată ziua a încercat să-l desfacă și să îl deschidă și n-a putut. Și seara îmi dă mie, vezi dacă poți să-l desfaci, că îi trebuie baterii. Și mi-l dă mie și cu cunoștințele mele vaste în legătură cu aparatele astea, încerc și nu se mișcă nimic deloc. Zic, nu cumva au avut și instrucțiuni aparatul ăsta să văd, să citesc instrucțiunile. Ba da, și îmi dă o foiță mai mică decât asta și acolo primul lucru scria Made in China. Și iau și desfac și instrucțiunile toate erau în limba chineză. Mă gândesc că erau chineză, că e scrisul acela pe care nu știi ce litere sunt. Zic, măi, Carmen, mi se pare că ne uităm și punem buburuza aia să o admire lumea, că numai ca să se uite lumea la ea ce frumoasă e. Că e frumoasă, e vopsită în roșu și are niște puncte, așa, niște buline. Zice, nu, eu vreau să folosesc buburuza aia să-mi strângă fărâmiturile de pe masă. Și atunci, cu cunoștințele mele de limba chineză, am luat și mă uit și văd, nu știu nimic, nici deloc chineză, mă scuzați, dar am luat-o și la fiecare avea și câte un desen. Și la desen de la grădiniță am învățat să citesc desenele. Și târziu, noaptea, somnoros, am reușit să o desfac. Și așa bucuros am fost, acum caută baterii și pune baterii și povestea mai lungă, că a durat nu toată noaptea, dar am rezolvat problema. Mai că am avut o problemă. Citeam, dar nu înțelegeam. Și așa e și famenul acesta. Citește un text pe care îl înțelege, nu e în chineză, dar totuși nu înțelege. Și aici, așa frumos, se spune, cineva trebuie să-mi explice. Vedeți, și ucenicii Domnului spre Emaus au umblat, l-au auzit pe Domnul, l-au ascultat, dar ne spune că erau ochii închiși, acoperiți, ca să nu poată să înțeleagă tot. Și abia la frângerea pâinii l-au descoperit pe Domnul. Nu e o minune și aceasta? Să umbli cu Domnul mereu și să nu-ți dai seama că e lângă tine? Și oare nu e așa o lume întreagă, pentru că El e aproape de noi. Cuvântul ne spune că e aproape, încât până și vorbele pe care le spui sunt vorbe care îl descoperă pe Domnul, e aproape de gura ta. Și la Filip, deodată, ca și celor doi din Emaus, i s-a descoperit Domnul, i s-au deschis ochii, s-a descoperit mintea, a putut să înțeleagă. Și aici eu aș vrea să
parcă să mai lungesc puțin, Filip a fost un predicator maestru. Nu știm multe despre viața lui și nu avem nici despre predicile lui decât atâta, că în toate l-a predicat, l-a vorbit, a vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Și eu zic că ajunge, cu toate seminariile și universitățile și doctoratele din vremea noastră, dacă reușim să vorbim despre Domnul Iisus, ajunge pentru o lume care nu-L înțelege, nu-L vede, nu-și dă seama de El, că e lângă ei, că e Cel care poate să dea mântuirea, să-L vorbim și să-L spunem pe Domnul Iisus. Și înainte de înălțare, Domnul le spune, voi îmi veți fi martori. Și asta e ceea ce Domnul vrea să fie în predicile noastre, în vorbirile noastre, în umblarea noastră, în orice stare, acasă, la servici, pe stradă, oriunde, să vorbim despre Domnul Iisus Hristos, ca să se întâmple minunea aceasta în care El să deschidă și ochii și mintea și să călăuzească și pașii. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le iau în evidență, ca și în duminica trecută, doar fragmentar, deși vă făgăduiesc că nu vreau, n-am deloc intenția și dacă se întâmplă așa ceva, să știți că e un păcat fără voie. Nu vreau să trec de timpul pe care îl am până la fix, încă câteva minute. Aș vrea să vedeți ascultarea lui famenului, ascultarea care e o dovadă, aș spune aici, a smereniei lui. Îl avem în Vechiul Testament pe iarăși un om cu mare vază, era sirian, era general, era mareșalul forțelor armate ale Siriei. Și a venit și vorbește cu Elisei. Elisei nici măcar nu să-l vadă, spune să se meargă să se scalde de 10 ori în Iordan. Și lui Naaman îi sare țandăra. Dar eu când spun ceva, toți stau și mă salută și stau drepți în fața mea și bat atâta drum din Siria, din Damasc, până la Elisei aici, la Dotan, și se poate, și nici să nu vină să-mi spună, să mă duc să mă scald, n-avem noi râuri mai bune în Damasc, Abana și Parpara, pot să mă scald acolo. Ca apoi, după o vreme, slujbașii se vine, dar nu ți-a cerut un lucru greu, lasă acum. Mai dă-te jos de pe calul ăsta de general. Și Naaman, uitați-vă cum se scală și pe afară mă gândesc așa că de 3 ore a fost, mai ai încă, mai ai de 7 ori mai trebuie, e 8 ori, 9 s-a scăldat și încă o dată. Și pentru Naaman a fost un botezul acela, un semn al ascultării, dar și al smereniei. Citim despre famenul acesta, pentru că famenii erau de obicei la palat, spune aici că era un famen cu mare putere, în versetul 27. Sublinierea aceasta nu e vorba așa aruncată în vânt. Ăsta avea o autoritate mare la palat. Și se întâmplă ca și de obicei așa. E unul care e președinte, dar el uneori nici nu știe ce se întâmplă. Trebuie, și dacă e puțin așa mai... trebuie să-i spună cineva, măi, ești președinte, și el să nu știe că e președinte. Conducerea și lucrurile sunt făcute de cei care au autoritatea în guvern. Și acesta e un famen care are mare autoritate la palat. Și nu numai atâta, dar ne spune că el era cel care avea bugetul. El ținea toți banii împărăției, împărătesei Candace. Nu trebuie să... Adică așa... E o ispită să încep să spun, așa cum știți și voi, cine are banii are puterea. Așa e și în lumea noastră.
ai bani, ai un cuvânt greu, n-ai, ești un milog, cine te bagă în seamă? Și aici e un om care are mare autoritate și are toți banii împărăției. Împărăteasa, de fapt, e împărăteasă, dar ea nu poate să facă nimic fără famenul acesta. Am putea să mergem cu speculațiile cum de a ajuns el să cunoască despre Dumnezeu și să vină la Ierusalim ca să se închine lui Dumnezeu. Și atunci probabil că ar trebui să trecem până la Solomon cu împărăteasa din Seba, care undeva în arhivele Imperiului scrie despre Solomon, despre înțelepciunea lui Solomon și despre religia, despre închinăciunea lor. Și famenul acesta a vrut să meargă la Ierusalim. E, spun, o dovadă a ascultării. Și ce-i frumos e că a înțeles așa de bine Evanghelia pe care o spunea Filip, încât atunci când vede acolo un râu, un curs de apă, spune, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? El deja ajunsese să cunoască despre Domnul Iisus Hristos, să cunoască despre mântuirea prin credință, să cunoască despre harul lui Dumnezeu care se revarsă prin cuvântul pe care îl citim și îl avem. Și Filip i-a predicat toate acestea, nu știm, o oră, două ore, cât a mers. Și el vine și spune, aș vrea să fiu botezat, ce mă împiedică? Și Filip îl întreabă și el spune despre credința pe care o are el și din toate învățăturile pe care le-a primit și toată Evanghelia le-a mărginit într-un singur lucru. Cel care a venit aici între noi, cel care a umblat în praful Galilei, cel care s-a lăsat străpuns pe cruce, cel care a înviat din morți, cel care poate să dea viața și mântuirea, e însuși Dumnezeu coborât la noi. Și când îl întreabă Filip și îl provoacă despre credința pe care o are, famenul spune, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și lui Filip atâta i-a fost de ajuns. Omul acesta e un om pocăit, un om care e gata să coboare și să smerească în apă și să arate în ascultare că se supune poruncii lui Dumnezeu și omul acesta îl recunoaște ca suveran, nu pe candace și nu pe cei care stau pe tronul din Etiopia și din Roma sau din alt. E un singur domn, o singură credință și un singur botez și famenul urmează să fie botezat în apa râului printre, pe lângă care treceau. Într-o miercuri seara, lângă casa lui Vasile Mocuța din Curtici, într-o noapte târzie, un bărbat s-a oprit la geam să asculte ce vorbesc ei, pentru că auzise că acolo e un grup de femei cu un pantofar, un cârpaci, care au adunare și vrea să știe cum e adunarea asta. Lucrul acest i-a fost așa de curios încât ascultă și aude rugăciuni cu lacrimi, aude un amin cald, puternic și lui Clepea nu mai poate să duce, deschide ușa și tiptil în til se așează pe ultima bancă, în timp ce vreo 4 sau 5 femei se rugau în adunare. În seara aceea, Clepea a primit pe Domnul, a urmat botezul și întreg Curticiul a știut că acolo, pe moșia unui grof, e o adunare și Duhul lui Dumnezeu lucrează. Pentru că cel care se pocăise și a ascultat la geam și apoi a stat pe genunchi în ultima bancă și apoi și-a predat viața Domnului, era dubașul satului.
America fură așa mult din ce ne dădea nouă când eram noi copii, copiilor de aici. Lăsai joaca, lăsai pâinea în cuptor și ieșai la gard sau ieșai pe stradă, că se dădea dubașul satului, bătea toba bine și după aia începea și cu o voce tare striga la încrucișarea de drumuri știrile care trebuiau să le cunoască. Și dubașul ăsta a dat știrile, dar după aceea a spus că l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al meu și am fost botezat și să știți că de acum eu sunt un pocăit. Și tot satul a ajuns să cunoască că unul din sat, nu numai vreo 4-5 femei au stat la rugăciune, ci Domnul a adus aici o revărsare acum și a pornit o lucrare. Ascultarea e o dovadă în botezul acesta de o smerenie, o umilire. Ascultăm de porunca Domnului chiar dacă nu înțelegem bine, chiar dacă nu o știm. Într-un fel, mulțumesc Domnului pentru fratele George Ardelean, care zi de zi, duminică de duminică, a stat și a predat lecțiile de catecheză. Dar într-un fel aș vrea să vă spun că nu înțelegem tot. E o mărturie și Apostolul Pavel vine și spune că ne face pe noi ca un fel de vitrină, nu numai înaintea celor pe care îi vedem, ci și înaintea îngerilor. Dumnezeu vrea prin botez să se vadă și să se știe. E o mărturie a unui cuget curat, înnoit de Duhul lui Dumnezeu, ca astfel și timpul și veșnicia, eternitatea și ce se vede și cele nevăzute să cunoască, că Dumnezeu are putere să înnoiască pe oameni și să le schimbe și drumul vieții de la pierzare și iad și moarte îi aduce la viață, la un loc pe care îl pregătește Domnul pentru noi. Aș vrea să vedeți al doilea lucru, nu numai ascultarea aceasta copilărească și umilitoare a botezului, ci și credința. Credința nu e numai a spune, nu numai a mărturisi. E adevărat, dacă mărturisești cu gura, spune Apostolul Pavel, că Iisus Hristos este Domnul și crezi în inima ta lucrul acesta, că e vorba de ceva personal, atunci ești mântuit. Lucrarea ta de simplă cât un copil poate să o împlinească. Credința e o dovadă a harului lui Dumnezeu. Dar nu e nu numai a spune, ci și a face. 1856, era în august, după ce cu două luni înainte, Charles Blondin, un acrobat și un atlet, a întins peste Niagara o funie și a defilat pe ea dintr-o parte în alta. A mai venit și în august și de data aceasta, cel care era managerul spectacolelor a făcut o reclamă mare în toate ziarele să se spună despre Blondin, pentru că deja fusese acolo. Și pe o parte în America și pe cealaltă parte în Canada, lumea stătea și aștepta să-l vadă pe acrobatul acesta, care cu o prăjină de echilibru, fiecare pas încet era aplaudat de popor. Când a ajuns în partea cealaltă, Blondin întreabă pe manager: crezi că mai pot să merg o dată? Și managerul îi spune: eu cred. Îl chema Colcord. Și dacă tu crezi și crezi din toată inima ta, folosesc cuvintele lui Philip, atunci știi ce? Urcă-te în spate la mine și trecem împreună pe frânghie. Acum, după ce a făcut atâta reclamă și după ce a spus atâta ce grozav e Blondin acesta, lui Concord ăsta i-a fost rușine să spună: măi, fii cu minte.
acrobatul îl ia, blondinul îl ia în spate și înainte ca să meargă îi spune Harry Concord, Harry, you are no longer Concord, you are blondin. Until I clear this place, be a part of me. Cum sunt eu, ești tu. Lipește-te de mine. Iosua, altă dată, vorbea lui Israel, care avea o formă de religie, și le vorbește nu numai din gură, ci alipiți-vă de Domnul. Lipiți-vă întru totul de Domnul. Și în alipirea aceasta să se vadă că sunteți ai Domnului. Concord, you are not Concord anymore. You are blondin. Mind, body, soul. If you sway, if I sway, spune blondin, you sway with me. Do not attempt to do any balancing yourself. If you do that, we both go down to our death. Nu mai traduc pentru că deja timpul s-a dus, însă ce îi spune, tu nu mai ești de acum, cum îl cheamă Concord, tu ești de acum blondin. Și oare nu e așa frumos textul acela de la Galateni? Eu am murit împreună cu Hristos. Nu mai sunt eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, nu încercați să spiritualizați. Viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O, binecuvântat e Domnul care se unește cu noi și ne spune, lipiți-vă de mine, cu orice risc, cu orice pericol, de acum sunteți Hristos. Hristos care trăiește și umblă aici pe pământ. E harul lui Dumnezeu pentru că trăim vremurile acestea. Și mai e un lucru pe care vi-l las să continuați. Când au ieșit din apă, afară, nu știm cât a durat drumul până la car, dar Domnul i-a dat free ride înapoi. Spune aici că a ieșit afară din apă și Duhul Domnului a răpit pe Filip. Free transportation înapoi. Nu mai costă nimic. Și famenul, mă gândesc, se scutură, se uită în jur și Filip nu mai e. Filip a dispărut. Dar uitați-vă ce spune mai departe. Când au ieșit din apă, a răpit pe Filip și famenul l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Dacă botezul e o dovadă a ascultării, credința e o dovadă a lucrării lui Dumnezeu de transformare, bucuria e o dovadă a Duhului lui Dumnezeu care ne umple. Și spune aici, simplu de tot, famenul își vedea plin de bucurie de drumul lui. O, aici e frumusețea și transformarea aceasta care are loc. Bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă din cea mai cumplită temniță a Romei. Apostolul Pavel spune bisericii să se bucure, să se bucure că nu pământul ne ține, ci cerul ne atrage. Că nu aici e casa noastră, ci slava noastră e în gloria cerească. În felul acesta, sublinierea din urmă pe care vreau să o las,
e că botezul, deci, e o formă, să nu fie formalitate. Mi-aduc aminte de unul din cei tineri care s-a predat Domnului. A venit la mine și îmi spune, mă îndemnați cu adevărat să mă botez? N-aș vrea să se creadă, pentru că prietenii mei se botează și e așa ca și o influență generală și o atracție în direcția aceasta. Și am stat de vorbă și mi-am dat seama, tânărul acesta e atât de sensibil, atât de curat la suflet, primește-l pe Domnul și fii mântuit și arată cu bucurie că Domnul te primește și vrea să fie Domnul tău. Și suntem aici la un moment în care vedem credința ca un semn al smereniei și al ascultării. Vedem aici ascultarea aceasta ca un semn frumos al împlinirii poruncii Domnului, dar în același timp sufletul lui, dacă crezi din toată inima ta și el spune, da, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, un om care nu-i nici evreu, nu-i nici din Palestina, e din Africa și nici nu știm exact ce limbă vorbea, dar desigur aici e limba care i-a unit pe cei din vremea aceea. Însă omul acesta a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lui. Și dacă cineva la Ierusalim sau undeva în Samaria vine și îl trage pe Filip, prea repede l-ai botezat, prea repede, n-ai făcut toată doctrina, Filip poate să spună, famenul a fost umplut de Duhul lui Dumnezeu care a umplut inima de bucurie și bucuria aceasta este semnul ca și un steag pentru noi. Că suntem ai Domnului și că orice s-ar întâmpla, vrem să rămânem ai Lui. Richard Wurmbrand, citeam, după pelerinările lui și familiei la Istanbul, comunizarea lui și intrarea în partid, trimiterea la Moscova, umplerea capului cu toate învățăturile, e trimis înapoi ca la Sibiu să înceapă un punct sau o celulă comunistă, numai că se întâmplă ceva. Domnul îi dă un microb mic, că nici nu-l vedeau. Și Wurmbrand începe să tușească. Tușește și scuipă sânge. Și doctorii spun, nu mai ai mult, ai tuberculoză. Du-te undeva să ai aer curat. Și atunci, Wurmbrand ajunge, pentru că se închiriau case, îi dă o cameră. Un țăran, un tâmplar, care toată viața s-a rugat ca Domnul să îl facă să cunoască un evreu, să-i mărturisească. Și Domnul îl trimite pe Wurmbrand. Și omul acesta, care trebuia să fie ministrul de externe al guvernului din România, umplut cu cunoștințele, toate cunoștințele din toate cărțile, și sora Bințea, care făcuse la Sorbona, școală înaltă, și iarăși avea toate cunoștințele vestului. Estul și vestul se unesc într-o familie. Și oamenii aceștia pregătiți în lumea văzută se apleacă la un tâmplar care le vorbește despre Domnul și le spune, Biblia aceasta eu am ținut-o și am pregătit-o pentru dumneatale. Și Wurmbrand începe să citească. Nu-i curios cum lucrează Dumnezeu? Diferit de cum ne gândim noi.
O minte ageră, ascuțită, trebuie să aibă un învățător care să fie și el ascuțit și să cunoască toate silogismele și toate, să-l cunoască pe Hegel, să cunoască filozofiile. Și Dumnezeu îi scoate un tâmplar care îi spune, ce minune, Dumnezeu te-a deschis la mine, citește cartea și vei găsi adevărul. O, Doamne, te binecuvântăm că prin cei mici și slabi și neînsemnați în lumea aceasta, Tu aduci o înviorare și o bucurie bisericii Tale din locul acesta și faci ca Betelul să ridice steagul și să spunem, trăiască Domnul, e viu, lucrează în inimile noastre, nu ne-a lăsat, nu ne părăsește, și să slăvim pe Domnul pentru fiecare din cei care s-au hotărât pentru Domnul. Au primit și primesc botezul, e o dovadă a ascultării, e o dovadă a credinței și o dovadă a umplerii cu Duhul lui Dumnezeu. Și asta e minunea care se petrece astăzi în mijlocul bisericii. Și n-am alte cuvinte cu care să închei decât trăiască Domnul. Să fie El binecuvântat în veci și numele Lui înălțat mai presus de orice nume, căci are milă de noi, familiilor în care copiii aceștia, tinerii, îl laudă pe Domnul în apa botezului, să fie binecuvântate din plin și toți cei care ați ridicat mâna, că ne rugăm pentru ei, să fie harul lui Dumnezeu peste noi și binecuvântat în veci. Amin.